Bună tuturor, sunt Loredana și sunteți pe Ascult și Citesc. Fac acest top 10 cărți distopice, unul la mână pentru că eu sunt un mare fan. Am primit ideea de la cineva de aici, de pe YouTube, îți mulțumesc. Doi la mână pentru că astfel o să primesc și eu multe recomandări. O să vă rog pe voi foarte mult să-mi scrieți în comentarii ce cărți distopice v-au plăcut vouă foarte mult. Și așa o să am o listă cu recomandări foarte mare și foarte bună și o să le cumpăr și o să le citesc și o să mă bucur de alte cărți distopice pe care nu le-am descoperit încă. Evident, n-am citit toate cărțile distopice din lumea asta, dar dintre cele pe care le-am citit, am ales 10 care mie mi-au plăcut cel mai mult. Nu vă luați neapărat după ordinea pe care am făcut-o eu până la urmă, pentru că a fost foarte greu să le pun pe locul 9-10, cel puțin cele de pe ultimele locuri, nu am știut neapărat să aleg. Primele 5, da, să zicem că știam sigur că sunt acolo. Așadar, le-am pus în această ordine, dar sunt 10 cărți distopice ce eu cred că merită citite. Mie mi-au plăcut foarte mult, dar evident este iarăși gustul și părerea mea. Trecem la locul 10, să zicem așa. Este vorba despre William Golding cu Împăratul Muștelor, un laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Cred că este cea mai cunoscută operă a lui William Golding. Niște copii sub 13 ani care ajung pe o insulă pustie încearcă să creeze o societate acolo. Mi se pare o carte destul de dură, în primul rând pentru faptul că este vorba despre copii acolo și ajung la lucruri destul de dure, dar asta o să vă las pe voi să descoperiți. Probabil că ați citit-o mulți pentru că este foarte cunoscută. Aceasta a fost cartea de pe locul 10. Pe locul 9 este o carte care cumva nu este încadrată în genul distopic, dar eu zic că este clar. Vă spun mai multe după ce o arăt. Este vorba despre Frumoasele adormite de Stephen King și fiul său Owen King. Da, este încadrată în thriller fantasy, dar dacă anulăm elementele fantasy, clar este o carte distopică. Având în vedere că este vorba despre un virus care adoarme femeile, bine, pentru unii ar putea să fie utopic. Credeți-mă, nu e bine fără femei în viața voastră. Poate nu vă dați seama că dacă excludem, să zicem, femeile din societate, se ajunge un pic la haos și la violență. 800 și ceva de pagini, am citit-o în 2 zile, n-am prea lăsat-o din mână. Ideea e că mie mi se pare că merită citită, mi-a plăcut foarte mult. Frumoasele adormite, Stephen și Owen King. Pe locul 8 am 2 cărți, pentru că fac parte dintr-o serie despre care v-am tot povestit de curând. Este vorba despre Povestea slujitoarei și Testamentele de Margaret Atwood. Le-am pus pe un singur loc pentru că totuși este vorba despre o poveste și continuarea acelei povești. N-aveam cum să le pun pe locuri diferite. V-am povestit de curând despre acestea două. Mi-au plăcut foarte mult. Subiectul mi s-a părut unul foarte bun și destul de realist, adică se poate întâmpla și deja cred că se cam întâmplă, cel puțin scăderea natalității. În fine, cred că aveți vlog pe care îl puteți accesa chiar aici, să vedeți ce v-am spus de curând despre aceste 2 cărți frumoase. Toată lumea știe despre ele, ați văzut poate serialul, mulți mi-ați spus, am început și eu să urmăresc serialul, dar dacă încă n-ați auzit despre ea și nu mi-ați văzut review pentru această carte, vă spun aici rapid. Într-o America dintr-un viitor deloc îndepărtat, instaurarea violentă a unui regim teocratic creștin și escaladarea abruptă a abuzurilor acestuia ajung să priveze femeile de toate drepturile și libertățile. Mai trebuie să zic ceva? Să zicem pe locul 8, Povestea slujitoarei și Testamentele. Să zicem. Pe locul 7 este o carte despre care nu știu dacă am apucat să vă povestesc pentru că am citit-o înainte să încep să fac acest canal de YouTube, Ascult și Citesc. Este vorba despre Să nu mă părăsești de Kazuo Ishiguro. O carte superbă. Are și film. Nu știu dacă m-am uitat la... Cred că m-am uitat, dar nu știu dacă m-am uitat la tot. În fine, cartea este mult peste... Nu știu dacă m-am uitat la film, dar clar este cartea mult peste film. Judgmental. Să nu mă părăsești poartă în chip evident amprenta specifică a lui Kazuo Ishiguro. Apropo, și Kazuo Ishiguro a primit Premiul Nobel pentru Literatură. Și a scos o nouă carte care încă la noi nu a apărut, chiar în martie. Este prima carte după ce a câștigat Nobelul. Și dacă apare cumva și o găsiți înaintea mea, vă rog să-mi spuneți și mie pentru că vreau să o citesc. Mie îmi place foarte mult acest scriitor.
Să vă spun un pic ce scrie aici, chiar Margaret Atwood, despre care am vorbit înainte. O carte scrisă magistral de un artist remarcabil care a ales un subiect dificil, pe noi înșine văzuți printr-o lentilă întunecată. Acest roman extraordinar și până la urmă înspăimântător de inteligent nu are ca subiect numai clonele sau clonarea. El explică de ce nu explodăm, de ce nu ne trezim că într-o zi începem pur și simplu să plângem și să urlăm pe străzi, distrugând totul în cale din pricina senzației acute, insuportabile și absolut personale că viețile noastre n-au fost niciodată ceea ce ar fi putut să fie. Dacă ați înțeles un pic din ce v-am citit eu pe spate, este vorba despre clonare. Și, evident, și o poveste frumoasă de dragoste. Apropo, este o carte pe care am citit-o de mai mulți ani și deja simt că aș vrea să o recitesc. Cred că aș simți eu un pic altfel, pentru că atunci când am citit-o eu, cred că era printre primele cărți distopice pe care le citeam. Așadar, trebuie neapărat să recitesc, să nu mă părăsește, Caju Ishiguro, Caju! Trecem la locul 6, cred, și este vorba despre Minunata lume nouă de Aldous Huxley, despre care toată lumea știe că este o carte distopică și o găsiți pretutindeni ca atare. Cred că și lucrul acesta se poate întâmpla din ceea ce se întâmplă în carte, fiind vorba iarăși despre crearea copilului, pentru că nu e vorba de a concepe un copil, se creează deja în laborator copiii în această carte. Scrie aici că Minunata lume nouă pare a avea mai multe șanse de a deveni realitate decât 1984 a lui Orwell. Asta spune chiar Aldous Huxley. În fine, Minunata lume nouă pornește de la ideea unei societăți distopice care, pentru a-și controla cetățenii, recurge la orice subterfugiu, de la transformarea rasei umane și manipularea ei genetică, până la mascarea minciunii în adevăr absolut. Rezultatul este o combinație de realități totalitare și scene din cel mai pur SF, în care cărțile sunt arse și singura cultură acceptată se naște din perceptele unui conducător megaloman, în care apariția unei ediții din operele complete ale lui William Shakespeare poate duce la răsturnarea unui regim absurd în care oamenii sunt concepuți în imense incubatoare, iar cei neatinși încă de morbul acestei civilizații sunt izolați în rezervații. Sună interesant, nu? Eu zic că merită citită Minunata lume nouă de Aldous Huxley, o distopie care poate deveni adevăr, realitate. Și mă sperie. Pe locul 5 am pus eu, dacă vă vine să credeți, Portocala mecanică de Anthony Burgess, pe care cred că nu am apreciat-o cum trebuie atunci când am citit-o. Cred că v-am mai spus lucrul acesta, că m-am grăbit cumva înainte să diger bine ceea ce am citit și, din păcate, am dat 3 steluțe atunci. Acum probabil ar fi de 4,5. În fine, mi-a rămas atât de bine întipărit în minte, încât clar merită să fie pe locul 5, nu? V-am mai spus despre ea că pare greu de citit și este un pic greu de citit, având în vedere că are un limbaj inventat, dar vă veți obișnui dacă treceți de primele câteva pagini, un pic mai multe, cu acest limbaj nadsat adolescentin. Cartea este dură, nu că dură, este foarte dură, având în vedere că acesta este subiectul principal, de fapt, din această carte, violența. Cartea mea pare destul de grosuță, însă să știți că povestea în sine, Portocala mecanică, este foarte mică. Cred că jumătate din aceste pagini sunt, de fapt, despre subiect, despre scriitor, post, față și alte lucruri. Am aici o chestie foarte interesantă la sfârșitul cărții, un ultim cuvânt despre violență spus de Anthony Burgess. Romanul meu, Portocala mecanică, mai ales de când a fost transformat într-un film foarte colorat și explicit, se pare că m-a etichetat drept un expert în ale violenței. Am aflat recent că o altă carte de-a mea, 1985, a devenit un fel de manual pentru brigăzile roșii. Cu toate acestea pot spune că nu am niciun fel de interes față de violență, în afara fascinației pe care o provoacă tuturor ființelor omenești. Violența fascinează deoarece este reversul singurului lucru pe care omul îl are în comun cu Dumnezeu, abilitatea de a crea. Mai spune aici că violența poate fi contracarată doar prin violență, iar noi trebuie să acceptăm acum dictatura brutalității, adesea pentru scopuri declarate înalte ca un aspect de neeradicat al vieții contemporane. Nu mă refer doar la tortură sau asasinare, ci la violența asupra stabilității comunității prin mijloace ca inflația sau o violență și mai îngrozitoare, cea comisă în numele progresului tehnologic asupra mediului înconjurător.
ce pot să mai zic, Portocala mecanică, Anthony Burgess, merită citită, clar. Și eu trebuie să o recitesc cândva, când o să fiu un pic mai deșteaptă și o să înțeleg mai bine. Este o carte destul de controversată, adică lumea e foarte împărțită de obicei. Ori îți place foarte mult, ori nu-ți place deloc. Și mie îmi plac la nebunie genul acesta de cărți, care nu sunt așa între drăguțică sau nu. Ori ești, wow, ce carte faină, ori a fost varză. Așadar, este una dintre acele cărți controversate. Trecem la un alt roman foarte cunoscut în lumea aceasta a distopiei, să zicem. Este vorba de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Fahrenheit, de fapt. Scrie pe el că e un roman cheie al literaturii science fiction. Tot spuneam că eu nu prea citesc cărți science fiction. Atât de bătut în cap, să zic, am fost, încât nu mi-am dat seama că ador distopiile care sunt încadrate la genul science fiction. Dar în capul meu science fiction-ul era ceva cu nave spațiale, cu alte planete, cu o total altă lume. Am mis so stupid. Se pare că citesc mult science fiction. Nu știu dacă ați observat, dar în foarte multe cărți distopice, dacă nu în majoritatea pe care le-am citit eu, cărțile sunt interzise. De ce oare? Pentru că putem să ne revoltăm și putem să fim un pic mai deștepți. Și atunci unui regim care vrea să te țină sub control, nu îi place să citești cărți. Cred că e cel mai bun mesaj pentru noi, acum, în vremurile noastre, să punem mâna și să citim cărți, ca să nu se întâmple lucruri precum în această carte și în multe altele. Uite ce frumos scrie aici. Cărțile săreau și dănțuiau ca niște păsări puse pe jăratic, cu penele purpurii și galbene în flăcări. Mai scrie aici. Nu e nimic magic în cărți. Magic e doar ceea ce spun cărțile și însuși faptul că în ele peticele universului sunt însăilate într-un veșmânt pe măsura noastră. Frumos, nu? În vremea aceea, pompierii erau cei care declanșau incendiile. Pompierului Guy Montag îi plăcea să vadă cum ardeau cărțile. Apoi el a întâlnit o fată care i-a povestit despre un trecut când oamenii nu se temeau și a întâlnit un profesor care i-a povestit despre un viitor când oamenii vor putea gândi. Și Guy Montag a înțeles ce trebuia să facă. Îmi place foarte mult când la finalul unei cărți am alte recomandări, pentru că tot timpul sunt recomandări în acel gen. Și se pare că eu nu am două dintre cele de aici. Dar este și povestea slujitoare aici, la finalul cărții, recomandată. În fine, am văzut multe păreri destul de slabe și despre această carte, însă eu zic că e una foarte puternică, foarte bună. Având în vedere, totuși, este un roman cheie al literaturii de genul acesta. Merită clar citită și recitită și apoi iar citită. Sau fiecare citește ce vrea. Dar eu vă mai spun câte ceva. Un roman clasic indispensabil, o capodoperă a distopiei. Ca autor de science fiction, Ray Bradbury a fost de mult timp înaintea tuturor. Dintre toate infernurile conformiste ale science fiction-ului, Fahrenheit 451 este cel mai iscusit realizat. Cred că sunt destule lucruri foarte bune despre această carte, încât să vă conving să o citiți. Fahrenheit 451. Ajungem și la podiumul acestui top 10, suntem la locul 3 și vorbim despre Pianul mecanic de Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut, eu am mai spus într-un vlog, este printre scriitorii mei preferați de până acum. Am căutat această carte foarte mult timp pentru că nu o prea găseam. La un moment dat am găsit-o pe un site despre care n-auzisem niciodată și cred că am comandat-o doar pe aceasta de acolo. Și eu nu prea fac asta, eu când intru pe un site comand, domne, adică nu mă încurc doar cu o carte să plătesc și transport doar pentru o carte, măcar să plătesc pentru 10. În fine, și am găsit-o până la urmă și am citit-o și m-am bucurat de ea. Acțiunea din Pianul mecanic are loc în viitor, cândva după încheierea celui de-al treilea război mondial, când, în numele eficienței, oamenii, fascinați de tehnologie, inventează din ce în ce mai multe automate care să le preia aproape toate sarcinile. Scrie aici că este comparat adesea cu Minunata lume nouă de Aldous Huxley și cu Noi de Zamyatin. Pianul mecanic se distinge prin ironia și umorul subtil caracteristice lui Vonnegut, care satirizează aici America anilor 50, trăgând un semnal de alarmă în fața tendinței societății de a robotiza totul în detrimentul ființei umane. În Pianul mecanic vedem o societate în care tehnologia, să zic așa,
conduce. Inclusiv foarte multe meserii nu mai există pentru că le fac deja aparatele. Ceea ce e trist. Eu ce mai fac? Eu ca om? Care mai e scopul meu dacă nu pot să mai fiu, nu știu, cofetar sau frizeri, să știți că încă există în această carte, dar s-au anulat foarte multe meserii și tehnologia a preluat totul și e trist, e enervant, sper să nu se ajungă acolo. Așadar, cumva, omul nu mai este util. Și cum te simți când nu mai ești util? În fine, vă las pe voi să descoperiți, dacă nu ați citit încă, Pianul mecanic de Kurt Vonnegut. Foarte bun. Cum spuneam, toate au un fir de adevăr acolo și toate se pot întâmpla la un moment dat. Adică aceasta deja cumva devine un pic realitate, Pianul mecanic. Noi, în ziua de azi, avem foarte multă tehnologie și face treaba în locul nostru, să zic așa. Dar cred că nu o să ne mai convine atunci când aparatură o să mă dea la o parte și o să fie ea actriță, aparatura aceea. Stați un pic că mai am ceva să vă spun despre Kurt Vonnegut. A publicat Pianul mecanic în 1952 și este primul său roman. Se pare și mai wow și este foarte actual. Dacă n-ați citit, vă recomand cu drag Pianul mecanic de Kurt Vonnegut. Ajungem la locul 2 și pe acest loc 2 avem o carte foarte bună din punctul meu de vedere, eseu despre orbire de José Saramago. Și acesta este unul dintre scriitorii mei preferați. Eseu despre orbire este un roman cutremurător, o mărturie a neîncrederii autorului în societatea contemporană, incapabilă să-și gestioneze și să-și rezolve crizele. Într-un oraș anonim populat de personaje fără nume, izbucnește o boală îngrozitoare ce provoacă orbirea. Fără o cauză aparentă, în afară de cea morală, oamenii își pierd unul câte unul vederea și barbaria se dezlănțuie. Unica reacție a politicienilor este represiunea, urmată în curând de apariția lagărelor. Din motive necunoscute, o singură persoană scapă de flagel, soția unui medic, cea care îi va conduce pe oameni spre lumină. Are și o ecranizare din 2008. Eu încă n-am văzut-o. Am văzut-o? N-am văzut-o. Nu, n-am văzut-o încă. Este o carte care... îmi place. Sincer, m-am gândit dacă să adaug în acest top și eseu despre luciditate, tot a lui Saramago, dar aceasta mie mi-a plăcut mai mult decât aceea. Aceasta m-a atins mult mai puternic. Dar și aceea e foarte bună, dacă vreți, dar trebuie cumva să o citiți pe aceasta și după eseu despre luciditate, pentru că au un pic legătură una cu cealaltă. Eu n-am știut, la un moment dat, citind eseu despre luciditate, eram, dar a avut deja loc orbirea. Adică se povestea la un moment dat despre ea și mi s-a părut foarte interesant și m-am bucurat că, așa, întâmplător, am citit prima dată eseu despre orbire și, pe urmă, despre luciditate. Saramago are un fel foarte lejer, cumva. Adică pe el nu prea îl interesează cum pune lucrurile în pagină. V-am mai spus despre modul acesta al lui Saramago, care scrie acolo totul cu virgulă. La un moment dat pune un punct, dar cred că sunt singurele două semne de punctuație pe care le folosește, virgula și punctul. Cred că mai pune și un semn întrebării, dar cred, nu știu, nu sunt sigur. În fine, e foarte interesant să citești Saramago. Dacă n-ați citit încă eseu despre orbire, eu zic că trebuie să o faceți, mai ales dacă vă plac distopiile. Dar nu numai. Nu numai, e o carte ce merită citită. Ajungem și la cartea de pe locul întâi și probabil că deja v-ați dat seama despre ce e vorba, pentru că nu am arătat-o până acum și totuși este una dintre cele mai cunoscute și cele mai importante cărți în acest sens. Mulți au inspirat după această carte. Este vorba despre nimeni alta decât 1984 al lui George Orwell. Prima carte pe care am citit-o eu, distopică. Cred, nu mai țin bine minte, dar hai să zicem că este prima și cumva de la ea m-am îndrăgostit eu de acest gen de roman. Ce pot eu să vă mai spun despre 1984? În afară de faptul că o ador, mi se pare o carte extraordinar de bună. I-am văzut și filmul, dar nu, pentru mine n-a fost același sentiment. Nu l-am simțit parcă atât de bine pe Big Brother, totuși. Fratele cel mare, care vede tot în film, dar în carte, nu
știu cum să... De obicei, când îmi place o carte foarte mult, rămân fără cuvinte. Și această carte, eu am citit-o acum ceva ani, totuși. Nu știu cât de nou, foarte mulți, dar... încă este în topul cărților mele preferate, ceea ce spune multe lucruri. Sincer, acum ceva ani, când am cumpărat eu cartea, recunosc că auzisem despre ea, dar cel mai mult m-a atras poza de pe copertă. Am zis, wow, ceva este acolo ce o să-mi placă mie foarte mult. Îmi plac imaginile apocaliptice. Locul 1, foarte bine meritat, 1984, George Orwell. Acestea au fost cele 10 cărți din biblioteca mea care mi-au plăcut foarte mult. Cărțile mele distopice preferate, să zic așa, de până acum. Cred că de aceea am și făcut acest vlog, pentru că vreau să vă rog foarte frumos să-mi recomandați și voi cărți distopice care v-au plăcut foarte mult, pentru că eu o să le cumpăr și o să le citesc. Încă ceva, săptămâna viitoare avem un vlog aniversar, să zic așa, un an de YouTube, și mi-aș dori, dacă aveți întrebări pentru mine, să îmi scrieți la fel aici în comentarii, pentru că de-a lungul anului de multe ori am primit aceleași întrebări și mi-aș dori să am un vlog în care să povestim un pic despre mine, despre cărți, despre ce citesc, nu știu ce vă interesează pe voi. Aștept și întrebările în comentarii. Eu o să revin cu un vlog săptămâna viitoare în care o să vă povestesc cum a fost pentru mine acest an și dacă voi vreți să aflați ceva despre mine, o să spun și lucrul acesta în vlogul următor și tot săptămâna viitoare mai am încă o surpriză pentru voi, dar o să vă spun atunci, în vlogul următor. Așadar, până data viitoare, sâmbătă viitoare la ora 12, vă urez lecturi frumoase, plăcute, interesante și spor la citit, ca de obicei. Pa!